Cercetătorii dintr-un oraș sud-corean au dezvoltat o cerneală electronică pentru punerea în practică a unui tatuaj nanotehnologic. Acesta este menit să monitorizeze starea sănătății oamenilor conform știrile canal de cerneala este realizată din metal lichid și nanotuburi de carbon care funcționează ca un electrod bio. Dispozitivul sub forma unui tatuaj îl avertizează pe cel ce îl poartă asupra potențialelor probleme de sănătate dacă proiectul unei echipe științifice dă roade. El este conectat la un dispozitiv de electrocardiogramă pentru a citi ritmul cardiac al unui pacient și a altor semne vitale, precum glucoza și acidul lactic către un monitor. În viitor, ceea ce sperăm să facem este să conectăm un chip wireless integrat cu această cerneală, astfel încât să putem comunica sau trimite semnal înainte și înapoi între corpul nostru și un dispozitiv extern, a declarat liderul proiectului Steve Park, profesor de știința materialelor și inginerie. Când este aplicat pe piele, tatuajul nu se desprinde, chiar dacă este frecat, ceea ce nu este posibil doar cu ajutorul mentorul metalului lichid a mai spus parcă relatează știrile canalde.ro